Biserică Mariami. Am venit aici la dumneavoastră, la mănăstirea Tisa Silvestri, pentru o rețetă specială. Astăzi m-am gândit la un tort rovegan cu afine și ciocolată. La început o să facem blatul pentru tort și am pus aici în blender apa, 280 de grame, urmează cacao pudră, 70 de grame. Avem și masă de cacao pe care am topit-o în prealabil pe baie de aburi. Este o rețetă pe care dumneavoastră o preparați aici pentru magazin, pentru credincioși, nu pentru obște. Sunt persoane care au renunțat la zahăr și vor să mănânce sănătos. Și noi promovăm așa produsele naturale, sănătoase, mai puțin zahăr. Am pus masă de cacao, urmează ulei de cocos. 200. Vin pelerini aici? Da, vin special duminica și vineri seara la Sfântul Maslu. Au devenit și clienți fideli ai magazinului? Da, sunt persoane. Se pot face și comenzi? Da. Primim și comenzi. Aici avem miere de albine, miere de salcâm. Mierea este tot din producție proprie? Da, avem stupi și în magazin avem la vânzare și miere și toate produsele apicole. Aici avem nes, două lungurițe. Masa de cacao se găsește ușor în comerț? Facem comandă. Da, un vârf de sare. Așa, după ce am pus toate ingredientele, blendăm. Cum este gata. O tavă cu pereți detașabil și punem folia ca să-l desprindem ușor. Este un tort rovegan și o să băgăm un pic la congelator ca să se întărească, să puneți afine congelate. Așa, punem un strat, cât considerăm, cât ne place, mai multe, să fie bogat în afine. Pot fi și alte fructe congelate? Sigur, da. Smeură, căpșuni, coagăze. Facem diferite arome, diferite forme. De unde vă inspirați? Noi am lucrat în laborator la domnul profesor dr. Pavel Chirilă. Suntem într-o relație așa de suflet. Maica Stareță, mănăstirea, și am fost invitat acolo în laborator și am lucrat cu doamnele de acolo și am învățat foarte multe. Majoritatea rețetelor le avem de acolo. Sunt rețete foarte bune. O să punem la congelator pentru 10, un sfert de oră, 10 minute. Se întărește și apoi să facem crema, tot cu afine sau diferite fructe. Este și bun, că pelerinii, credincioșii ăsta îl preferă cel mai mult. Fructele de pădure, în general, afinele, dar să fie colorat. Este cea mai căutată prăjitura dumneavoastră? Da, da. Și acum o să băgăm la congelator și după o să facem crema. Am pus ulei de cocos, tot așa topit pe baie de abur. Acum punem unt de cacao. Untul de cacao l-ați topit? Da. Punem și apa. Afine. Caju hidratat. 4 ore se hidratează caju în apă rece. Caju, bineînțeles, crud. Da. Aici avem miere. Zeamă de lămâie. Aici avem lapte praf de cocos.
praf de sare. Și esențe. Aromă gel migdale. Poate fi înlocuită cu aroma din esența din supermarket? Sigur, da. Vanilie și rom. Mixerul, așa ceva, e esențial. Da. Nu se fără, poate fără. Fără acest blender, nu. Nu se obține aceeași textură la prăjituri. E a treia oară când schimbă culoarea. Da. Le batem așa un pic. Și urnăm cu afine. Ai ține de creativitate a fiecăruia. A fiecăruia. Cum se mai zice, viziunea artistului. Acum o să le punem la congelator, tot așa, pentru 4-5 ore. Maică, mulțumim din suflet! Cu drag! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.